Ei bine, în următoarele, dacă este în legătură video cu noi, vorbim chiar acum cu Simona Amânar, doamnelor și domnilor, marea campioană sărumână, Simona! Bună ziua, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc că, totuși Cristi, putem aniversa, sunt 20 de ani de când mi-ai luat primul interviu mie și soțului meu, în urmă cu 20 de ani pot să spun că mi-ai luat interviu. Simona, mi-ai adus aminte de ce făceam eu acum 20 de ani. Să știi că bine am făcut. Bine ai făcut, da, așa este. Și mă bucur că sunt după 20 de ani sunt alături de voi astăzi. Vă mulțumesc. Simona, 20 de ani. Pe de altă parte, acum 20 de ani, tu mergeai pe drumul vieții alături de soțul tău. Cum sărbătoriți? Cum au fost acești 20 de ani? E un moment foarte frumos. Și spuneam mai devreme, ne mândrim cu voi pentru că atunci nu ne dădeam seama. Dar acum ar fi bine să mai avem așa o gașcă așa cum erați voi atunci. Prin muncă, sărbătorim prin muncă pentru că n-avem timp să le nevim. Avem sărbători și împreună, am fost plecați puțin împreună cu familia, dar pot spune că timpul petrecut cu familia este destul de scurt, amândoi muncim foarte mult. Atunci când avem ocazia, petrecem foarte mult cu cei trei copii, pentru că în 20 de ani am trei copii. Cel mare împlinește 20 de ani pe 20 august. La mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc mult! Fetița va împlini în noiembrie 10 ani, iar cel mic va împlini tot în noiembrie 6 ani. Așa că motive de sărbătoare avem. Important e să fim sănătoși, pentru că o să ne descurcăm și o să avem tot timpul să sărbătorim. Foarte frumos! Povestește-mi câte ceva despre copiii tăi, avem și câteva imagini. În primul rând, ai un cavaler de 20 de ani, ai fost o mămică tânără, fără niciun fel de discuție, și lucrul ăsta a fost și bun, dar nici ușor, probabil, n-a fost. N-a fost ușor, așa este. Eram tânără când l-am avut pe Alexandru. Alexandru trece anul 2 la facultate, la Facultatea de Medicină din Timișoara. Ne bucurăm. Cumva pot să spun că mi-am luat o piatră de pe inimă, mă ajută foarte mult. Este omul meu de bază, atunci de multe ori se întâmplă să îi las pe cei mici cu el când nu am ajutoare. Dar cumva acum sunt doar cu cei doi mai micuți, pentru că cel mare deja este cu capul pe umeri, este mult mai responsabil și greul este cu cei mici, dar ne descurcăm. Tudor este la grădiniță, nu pot să spun că este fan grădiniță, de câte ori discutăm despre grădiniță, îmi spune mama, te rog, hai să nu mai discutăm despre asta că îmi strici ziua. Așa că este foarte haios și ne bucurăm împreună și petrecem cât mai mult timp împreună, pentru că atât în perioada cât am fost gimnastă, pot spune că am stat departe de familia mea și asta mi-a lipsit cel mai mult. Nu atât munca și anii de muncă care au stat și orele de muncă, cât lipsa familiei. Pe de altă parte, tu ai avut o viață foarte frumoasă și din acest punct de vedere exemplară. Adică Simona a performat la cel mai înalt nivel posibil, a luat toate medaliile care se puteau lua. Și încă trei trofee. A? Și încă trei trofee. Și încă după aceea au fost cele trei trofee. Pe de altă parte, după aceea, la o vârstă frumoasă, s-a căsătorit și aia a fost. Ceea ce este foarte frumos. Cum ai reușit să ai acest echilibru în tot ceea ce faci într-o perioadă plină de dezechilibre? Nu a fost o perioadă ușoară pentru mine, dar pot să spun că m-am născut a doua oară, pentru că dacă mă uit în spate ceea ce s-a întâmplat ca sportivă și ceea ce s-a întâmplat acum pe plan familiar și profesional, este foarte mult, e ca și cum m-am născut a doua oară și am luat totul de la zero, ca și cum asta trebuia să fac de la început. Am încercat să îmbin lucrul, familia, pentru că eu lucrez la Universitatea de Vest din Timișoara, am 19 ani și 7 luni de când sunt angajată a Universității de Vest din Timișoara, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Sunt și membră în Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, dar și directoarea Academiei Olimpice Române. Așa că îmi împart timpul între familie, lucru și nu stau departe de sport. În continuare sunt alături de gimnastică și de cei care îmi solicită ajutorul atunci când sunt evenimente frumoase pe plan local sau național. Bine, eu aș putea să te întreb de ce nu mai avem gimnastică așa cum era pe vremea voastră, dar am intrat deja într-o poveste care ar avea și un iz politic și n-avem chef de treaba asta. Pe de altă parte vreau să întreb dacă cineva din cei trei copii ai tăi a moștenit pasiunea pentru sport și poate chiar pentru gimnastică pe care tu ai avut-o.
Ștefania a început cu gimnastică, momentan face tenis. Am început cu toți copiii cu sporturile de iarnă, schiem, toți schiem, suntem așa pasionați de acest sport. Momentan Ștefania face tenis și not, Tudor face în not, iar cel mare, așa, din toate câte puțin, pentru că timpul nu prea mai permite să facă foarte multe, este student și momentan s-a axat pe școală. Pentru că vorbeai de gimnastică, eu zic să avem puțină răbdare, vor veni și rezultatele în gimnastica românească, trebuie să avem un pic în noua generație, noua conducere și cu siguranță vor veni și rezultatele. Eu zic să avem răbdare și să le dăm o șansă celor care sunt astăzi la conducerea federației și care sunt astăzi în sala de gimnastică și se pregătesc pentru rezultate. Dincolo de oamenii care trebuie să facă această politică sau acest demers pedagogic, tu crezi că copiii, tinerii, mai au acea ambiție pe care voi o aveți? Eu cred că este o foarte mare problemă. Asta observ în toate domeniile. Oamenii se plâng că nu mai există angajați tineri care să fie responsabili. Vedem și în alte sporturi, la fotbal sau în altă parte. Nu mai avem vâna ambiția aia voastră. Nimeni nu-și mai dorește să muncească 8 ore pe zi, pentru că în spate este foarte, foarte multă muncă. Credeți că David Popovici a stat 2 ore în sala de antrenament și restul pe calculator sau la discotecă? În niciun caz. Cred că ne dorim rezultate fără muncă. Eu cred că dacă muncim un pic mai mult, suntem mult mai ambițioși și facem ceea ce ne place, cu siguranță, în orice domeniu, nu neapărat în sport, vor veni și rezultatele. Uite, spuneai că acum 20 de ani am luat un interviu frumos împreună cu soțul tău. Ce mai face el? Soțul meu, după 20 de ani de avocatură, a intrat în politică, pentru că tot spuneai de politică, este viceprimar la Timișoara. Frumos! Da, deci după 20 de ani de avocatură, cumva l-a moștenit și pe tatălui, pentru că după atâția ani de politică, tatălui, toată lumea îl cunoaște. Tatălui a fost o importantă figură a anilor 2000 în zona politică. Exact. Pot să Valeriu spun Tabăr. Că muncim amândoi foarte mult, indiferent de ceea ce facem, că-i politică, că-i sport, și vrem să arătăm lumii rezultate frumoase din ceea ce facem și să se vorbească foarte frumos despre mine și familia mea. Foarte frumos. Deci toate lucrurile au mers în această zonă de construcție la voi și totuși, dacă vrei să ai și tu așa, să-ți faci o plăcere când împlinești acest 20 de ani, ce plăcere îți faci? Acolo de cație, de muncă, de aia. Fă-ți și tu o plăcere. Care-i plăcerea aia? Nu știu ce aș face. Aș pleca, mi-aș dori o vacanță doar eu cu soțul meu. N-am mai avut de mult această vacanță, să fim doar noi doi. Asta e singura mea dorință. Dar vom pleca împreună în vacanță, dar și cu cei mici și cu copiii. Vom pleca câteva zile. Voi merge și acasă la Constanța, pentru că acolo este și fratele meu, pentru că doar pe el îl mai am. Și nu-mi doresc decât să fiu sănătoasă eu și familia mea. În rest, cu siguranță, dacă am sănătate, voi reuși să-mi îndeplinesc orice vis și orice dorință. Mulțumesc foarte mult, Simona. Îți promit că nu ne mai vedem chiar peste 20 de ani. Poate cine știe mai încoace. Și mulțumesc eu. Mult succes la Timișoara, e un oraș frumos și sunt convins că și sunt multe lucruri de făcut acolo. Mulțumesc și sper ca data viitoare să veniți la Timișoara și să ne vedem de aici, de la Timișoara. Că am fost acum 2 săptămâni la Timișoara, ca să vezi. Asta este. Da. Vă mulțumesc! Să rămână! A fost Simona Amânar, doamnelor și domnilor!